În weekend, polițiștii olteni au desfășurat acțiuni specifice pentru un climat de liniște și siguranță și pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. S-a acționat în special pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În cadrul acțiunilor au fost aplicate 471 de sancțiuni, în valoare totală de aproximativ 140.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 60 de permise de conducere, dintre acestea 44 au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km pe oră, 4 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, iar 12 pentru alte abateri la regimul rutier. Polițiștii au constatat și 9 infracțiuni în trafic. La Drăgănești, Olt, un tânăr de 20 de ani a fost găsit băut la volan. Avea o alcoolemie de 1,01 în aerul expirat. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. Iar la Slatina, un alt tânăr a fost prins fără permis. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina au oprit pentru control în municipiul Slatina un autoturism condus de către un tânăr în vârstă de 18 ani din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar pentru conducere fără permis. Controalele vor continua și în aceste zile.